Noi, la Complexul Muzeal de Științele Naturii, nu avem numai delfinariu. Avem grădină zoologică, avem și acvariu din Constanța și planetariu. Destul de frecvent avem posturi libere, posturi care se liberează prin plecarea angajaților, la pensie sau la alt loc de muncă. E bine, acestea le promovăm pe calea normală, oficială, legală, înseamnă monitor oficial și un ziar de tiraj local. Vreau să-l promovez acum două posturi la acvariu, unul de electrician și unul de muncitor calificat, care să însemne o mai largă informare a dumneavoastră vis-a-vis de un loc frumos de muncă, de un loc unde, chiar dacă salariul nu este foarte mare, munca este foarte frumoasă și condițiile de muncă sunt destul de bune, sunt ok. Un pic mai multă activitate vara, dar avem program alternativ o zi cu o zi, mai ușor iarna, foarte multe acvarii. Pentru acvariști ar fi excelent un astfel de loc de muncă, fiindcă este un loc în care își pot manifesta pasiunea. Nu mai au limitele de metri cubi sau metri pătrați de acasă în a-și crește, înmulți peștii, ci au practic mult mai mari limite. Avem bazin de 30 de metri cubi, avem bazine foarte mari, avem și în subsol amenajate bazine pentru reproducere, deci sunt condiții în care pasionați de acvaristică pot accede la devenind colegii noștri la Acvariu Constanța. Vă invit să vedeți pe site-ul nostru delfinariu.ro. Este site-ul unde vedeți informații despre acest anunț detaliate și vă spun că până pe 13 aveți timp să vă depuneți curriculum vitae sau, mă rog, actele pe care le vedeți scrise acolo, nu vi le enumăr acum. Și pe 22 și 26 vor fi zile de concurs, o probă practică și o probă de abilități, și un interviu, pardon, o probă practică și un interviu la muncitori. Toate astea înseamnă un loc de muncă interesant pentru un acvarist, pentru un pasionat. Mi-aș dori ca ușor-ușor acolo la Acvariu Constanța, ca și peste tot, să existe oameni cu chemare 100% pentru această activitate, meserie, pasiune până la urmă.